stai, dacă nu dai acum pe butonul de like și nu te abonezi cu clopoțel, o să ai 10 ani de ghinion, așa că eu zic să... Dați like la The Marius. Salutare toată lumea, eu sunt The Marius și bine v-am găsit la un nou episod pe acest meu canal de YouTube, dar înainte nu uita să dai așa, bă, deci, tu ai calculator, monitor, tabletă sau televizor și tu trebuie să dai gen așa, știi, îi dai gen palmă așa direct la like-ul ăla. Și dacă reușești sau cu nasul, încearcă cu nasul, cu degetul, scrie în comentarii, de exemplu, scrie chiar acum în comentarii cu ce ai reușit tu cel mai ciudat să dai like. Cu nasul, cu ochii, cu gura, cu ce ai reușit să dai like. Scrie în comentarii, chiar o scriu să văd cu ce ai reușit tu să dai like. Și like-ul tău rămâne acolo gen că tu ai dat cu ochii, cu nu era să zic cu ce. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și mai vreți episoade de genul, băieți, pentru că mă ajută foarte mult. Și în episodul de astăzi o să vorbim despre ceva foarte interesant și vedem că brotherii au băgat aici Valentine Day și Valentine's și nu știu ce. Hai să deschidem să vedem dacă avem și noi noroc așa de ziua asta nebună sau a fost ieri Valentine. Vă nu mai țin minte ce zi suntem, băieți, că treaba asta. Ost, bine, bine, vedeți că am început foarte bine. Vedeți că ne mai trebuie foarte puțin, băieți, ca să luăm și noi încă un spin epic. Poate ne pică și nouă specială, băieți, pentru că aș avea nevoie de o puțină specială. Stai! Nu, no, bă, nu vreau gemuri, bro. Sau, bă, dăm și gemuri, că să am 30 să fac un level în plus. Și... 10 gemuri! Oh, zic, bro! Aia zic, brodere! Ata zic, brodere! Și ce ne dă? Hai că ne dă! Hai că ne dă! Bun, hai să dăm play și să vă explic în ce stă treaba în acest videoclip. Știți că în fiecare... în fiecare lună se schimbă sezonul, da? Ok. Deci se schimbă sezonul, asta înseamnă că apare un nou Stumble Pass, asta înseamnă că apar și update-uri, asta înseamnă mai multe lucruri. Bun, dar ce-ar fi? Chestiile astea sunt niște concepte foarte... Concepte înseamnă, adică eu fac pentru jocul ăsta o idee, știi? Și le-o prezint. Și no, de acolo se strâng like-uri și idei și poate îmi bagă ideea mea. No, asta înseamnă un concept, adică ceva ce nu există, dar făcut de cineva care se joacă special pentru a băga brotherii în joc, înțelegeți? No, și am văzut un concept la cineva și s-a dus destul de tare, adică este destul de apreciat și posibil să-l vedem în Stumble, guys, pentru că lucrurile foarte apreciate pe Stumble pot fi adăugate în joc. Și asta ar fi să ne dea câte un... reward, adică noi dacă completăm Stumble Pass-ul, chit că l-ai cumpărat sau gratis, să primești un reward la final de sezon. De sezon, da. Și acum vreau să scrieți în comentarii dacă voi aveți Stumble Pass-ul cumpărat sau nu. Pentru că, de exemplu, eu nu l-am. Hai, bro. De exemplu, eu nu l-am. Și nu cred că te-ar afecta dacă l-ai sau nu l-ai. Din ce să vă zic. Hai, bro, deschideți astea să-mi trec și eu. Nu pot să cred, bro. Așa, duceți-vă în partea aia altă. Haide, băieți, ridicați și voi asta. Hai, că... Am înțeles. Bun. Și scrieți în comentarii, băieți, ce ați vrea să primiți în fiecare lună când se schimbă Stumble Pass-ul. Bă, după mine, scrieți în comentarii, băieți, că eu chiar citesc fiecare comentariu și mă bucur că îmi lăsați mesaje. Deci, după mine, nu știu ce aș vrea eu să primesc de fiecare dată când termin Stumble Pass-ul. Când se termină și sezonul, adică vreau să zic. Bă, dacă mă gândesc așa puțin, ce aș vrea? Vai de cap meu, nu știu ce să zic, băieți, nu știu ce să zic. Poți să alegi o grămadă, poate să fie un emote din ăsta, gen... un emote, nu din ăsta, gen animație. Din ăla de scrie. Știți, din ăla de apare deasupra capului, cum o da băiatul ăla cu ha-ha, știi? Sau cu like-ul. Să apară unul să zică că eu am completat Stumble Pass-ul al șaptelea sau ceva de genul, nu știu. Habar n-am, gemuri, nu știu, poate gemuri. Câte gemuri ați vrea să primiți în fiecare lună dacă ați completat Stumble Pass-ul? Scrieți chiar acum în comentarii, băieți, dacă ați ajuns până aici, scrieți treaba asta în comentarii. Câte ați vrea voi să primiți, dar fiți sinceri, băieți, nu puneți sume din alea nebune. Din astea normale, băieți, eu zic că 100 de stumble gemuri. Opa, am trecut și de asta.
100 de stumble gemuri ar fi ok, sau tokenuri. Hai să zicem 60 de tokenuri sau 75, sau depinde băieți. Depinde. Sau nu știu dacă ar trebui să-ți dea un skin, poate și un skin. Sunt foarte multe de ales, așa că scrieți în comentarii ce ați alege voi, ce ați vrea voi să primiți în fiecare lună când se termină sezonul. Pentru că sunt multe de ales, sunt foarte multe de ales. Poate o reducere, cum ar fi, mamă băieți, ascultați-mă. Deci toți care mai sunteți aici și mă ascultați, ascultați faza asta băieți. Să primiți reducere la următorul Stumble Pass dacă voi terminați Stumble Pass-ul ăla. Bă, deci ziceți și voi dacă nu e chiar nebunie. Mamă, ăla chiar joacă, bro. Ziceți și voi dacă nu e chiar nebunie faza aia. Adică să primești reducere la fiecare Stumble Pass terminat. Adică mi se pare prea tare, bro. Hai, bă, serios? M-a nimerit asta? Mamă, și ăla se duce. Hai că se duce dacă e. Hai să pic și eu pe brother. Aia zic. Deci, vedeți că sunt niște lucruri foarte interesante. Hai să vedem dacă putem să câștigăm și noi tura asta. Hâți. Ok, hâți. Vezi că cred că îl câștigăm. Ia vezi. Opa. Mama, aici trebuie să fiu atent, băieți. Stați așa puțin, băieți, că o să discutăm imediat. Și cineva mi-a dat din ăla în party să intru. Nu! M-am dus! Nu cred! Și ăsta câștigă. Hâți. Nu! Nu cred, bă, asta zic, băieți, n-ai ce să faci, bă, toată lumea în comentarii, asta zic, băieți, bă, n-ai ce să faci, când joci la perfecție jocul ăsta, n-ai ce să faci, băieți, toată lumea în comentarii, dacă ați ajuns până aici, bă, ce l-am spart pe brother, bă, asta zic, băieți, vedeți cum se câștigă jocul ăsta. Hai să acceptăm și noi aici pe cineva, câte din astea mai avem? Bă, mai avem câteva locuri, hai să acceptăm, uite, pe Sensei, asta zic. Da, deci, de exemplu, Stumble Pass-ul ăsta se termină în 13 zile, hai să zicem 14 zile. Și după ce se termină, să primești o reducere. Hai să zicem în loc de 1200, hai să mergem pe shop ca să vă zic exact. Mamă, ce fain arată pe aici. Hai să zicem să-l bage la 800 sau 1000. Că poate 200 ai tu, nu știu cum. Hai să zicem la 1000, băieți. Na, ar fi mai ok, cred că, reducerea asta decât 1200, pentru că la 1200 trebuie să bagi neapărat, vedeți, dacă vrei să bagi, dacă n-ai nimic, trebuie să bagi neapărat de 8 euro. Credeți, băieți, în comentarii, cei care sunteți de pe telefon, la voi cât costă oferta asta de gemuri de 1600.000? La mine costă 8 euro. La voi scrieți în comentarii cât costă. Pentru că, uite, cum apare ăsta de 1 euro, ăsta e 5 lei, uite, 5 lei, uite, piciorul cu 2020 de euro. Vedeți? Sunt o grămadă de lucruri, băieți, sunt o grămadă de lucruri. Și am ajuns la finalul videoclipului, scrieți tot ce v-am zis voi în acest videoclip, scrieți în comentarii, pentru că eu mă uit să văd ce a scris voi. Și puteți să lăsați acolo un like, un subscribe, un tot ce vreți voi la băieți, bă, tot ce vreți. Da, eu am fost numai sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne auzim, desigur, data viitoare. Pa, pa!